rubrică oferită de Focality. În anul 1522 s-a născut Ulisse Aldrovandi, a fost medic italian și naturalist reprezentant al Renașterii, unul dintre întemeietorii zoologiei moderne. În 1816 s-a născut Carl Zeiss, a fost un inginer mecanic și un întreprinzător german. El a întemeiat în noiembrie 1846 firma Carl Zeiss. Zeiss a adunat un grup de opticieni și producători de sticlă, specialiști și teoreticieni talentați pentru a remodela majoritatea aspectelor legate de producția de instrumente optice. Firma Carl Zeiss a crescut și a devenit una dintre cele mai mari și mai respectate companii de optică din lume. În anul 1945 s-a născut Franz Beckenbauer. Este un antrenor, manager și fost jucător de fotbal, supranumit Der Kaiser, adică împăratul, datorită stilului său elegant de joc, calităților sale de lider. Este considerat cel mai mare fotbalist german al tuturor timpurilor, precum și unul dintre cei mai mari fotbaliști din lume, din istorie, în general. A fost un jucător polivalent care și-a început cariera ca mijlocaș, dar a adoptat apoi diverse roluri pe teren și, în general, este creditat cu inventarea poziției moderne de libero. În anul 1971 a murit Nikita Hrușciov. A fost un om politic rus care a condus Uniunea Sovietică în timpul războiului rece. Nikita Hrușciov a rămas în istorie pentru destalinizarea Uniunii Sovietice, pentru susținerea primelor progrese ale programului spațial sovietic și pentru mai multe reforme de un relativ liberalism în unele arii ale politicii interne. În 1985 a murit Ion Frunzetti. A fost un critic și istoric de artă, eseist, poet, scriitor și traducător, profesor universitar român. În anul 1853, pentru prima dată, se utilizează telegraful electric. În 1873, în Sankt Petersburg, pe strada Odesei, sunt aprinse primele lămpi electrice. În anul 1989, Ungaria deschide cortina de fier pentru a permite germanilor din RDG aflați în concediu în Ungaria să se refugieze în RFG. În 2001 au loc atentatele de la 11 septembrie. Au fost o serie de atacuri sinucigașe coordonate de Al-Qaeda împotriva Statelor Unite. În dimineața acelei zile, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale de pasageri. Teroriștii au preluat controlul avioanelor, prăbușind 2 dintre ele în turnurile gemene ale World Trade Center din New York, omorând toate persoanele de la bord și mulți alți oameni care lucrau în clădiri. Ambele clădiri s-au prăbușit în decurs de 2 ore, distrugând și avariind și alte clădiri din jur. Teroriștii au prăbușit un al 3-lea avion în clădirea Pentagon, lângă Washington, D.C. Al 4-lea avion s-a prăbușit pe o câmpie de lângă Shanksville, în zona rurală a statului Pennsylvania, după ce unii dintre pasageri și membrii echipajului au încercat să recâștige controlul avionului pe care teroriștii îl îndreptaseră spre Washington, D.C. Nu au existat supraviețuitori ai zborurilor. În total, în urma atacurilor, au murit 2.993 de oameni, inclusiv teroriștii. Majoritatea covârșitoare erau civili, inclusiv cetățeni din 90 de țări. Statele Unite au răspuns la aceste atacuri, lansând un război împotriva terorismului, invadând Afganistanul pentru a înlătura de la putere regimul dictatorial al talibanilor, care adăpostea teroriști Al-Qaeda. Multe alte țări și-au întărit și ele legislația antiteroristă și au extins puterile forțelor de aplicare a legii. La 18 noiembrie 2006 au început lucrările de construcție la One World Trade Center, pe locul fostului World Trade Center. Clădirea a fost deschisă oficial la 3 noiembrie 2014. Această rubrică a fost oferită de Focality.